Dragii mei, să vorbim despre cel mai înfricoșător lucru pe care îl trăiesc în fiecare zi. În această parcare subterană, se aude, dar nu știu dacă o să se audă și pe filmare, dar de regulă se ascultă muzică clasică. Acel tip de muzică clasică pe care îl auzi în filmele alea horror, știi? Deci exact filmele alea cu ucigași, cu oameni care te ucid, cu chestii de genul ăsta. Și de fiecare dată când vin aici, am așa un... Pur și simplu mă aștept ca din moment în moment cineva să apară exact după mașina aia de acolo, cu un om așa să-l târască după el, un om mort evident, și el să vină cu un cuțit de ăla și-a ridicat în sus și pe care să mai lingă așa. Și după aia să uite așa la mine și să zică, tu urmezi. Băi, deci am numai filme de-astea în cap. Sau să fie un îmbrăcat în clovn pe aici, să vină așa, și să fie așa murdar de sânge pe la bot. Deci credeți-mă, dacă ar face unul o glumă, în această parcare e locul ideal. Deci, pe bune, mie îmi dă numai filme de-astea nebuni. Cum ar fi să văd acum o femeie cu părul negru? Poate femeia s-a lăsat așa, știi, cu capul în jos. Și să mai fie și îmbrăcată într-o rochie de aia albă și dintr-o întâmplare să mai aibă și picioarele goale. Dar cred că mor. Cred că mă închipar pe aici, mă vezi alergând disperată. Și așa din nașpa, gen odată, eram cu mami și stăteam în mașină. Nu mai știu ce trebuia să... Așteptam pe cineva. Și... trecuse un om pe fața mașinii. Așa, știi? Nimic dubios. A mai trecut odată același om. Mami zice, l-ai văzut pe ăla? A trecut pe la mașină. Și era ceva genul... Și după aia l-am văzut că a trecut și pe în spatele mașinii, pe bunii. Deci m-am barecadat în mașină și eu și mami. Și era ceva genul, hai să ne băgăm sub... sub aia acolo, Doamne, deci aici... Este înfricoșător. Este înfricoșător. Deci, acum mă aștept din moment în moment să apară un om plin de sânge, să-ți fac și așa cu mâna. Hei, ce faci? Ăsta este gândul meu ori de câte ori vin aici. Băi, și uneori pun o muzică de aia. Ca acum, așa. Te ia, pur și simplu te iau fiorii. Nu știu cum sunteți voi, dar eu trăiesc asta în fiecare zi. Și credeți-mă că nu este deloc... Ia auziți. Să apară acum, uite, ușa aia de acolo. Să vină unul așa, știi? Sau să văd pe unul alergând pe aici. Gen, știți? Știți cum alergă actorii în filme? Zici că-s nebuni cu picioarele în toate direcțiile. Să văd pe unul alergând acum. Ajutor că vine cineva. Îți dai seama. Îți dai seama râsul după lume, auzi la mine? Frica după lume? Doamne, cred că rămâi șocat de o chestie de genul ăsta. Da. Și asta trăiesc eu fiecare zi, dragii mei. V-am pupat, nu uitați să zâmbiți cu gura până la ureche așa ca mine și să nu vă faceți filmii ca mine. Eu nu sunt pe planeta asta, eu sunt pe altă planetă. V-am pupat.